polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au acționat în ultima perioadă pentru luarea măsurilor legale în cazul autovehiculelor de mare tonaj care circulă sau staționează în zone în care acest lucru este interzis. De altfel, cu privire la aceste aspecte au fost primite și sesizări de la cetățeni care reclamă faptul că astfel de autovehicule se deplasează pe străzi precum Albinelor sau Balta Verde fără a ține cont de indicatoare, producând trepidații la clădirile din apropiere și deteriorând carosabilul. Polițiștii locali au aplicat în ultimele luni un număr de 102 sancțiuni contravenționale în valoare de 132.105 lei pentru circulația cu autovehiculele de mare tonaj fără respectarea restricțiilor impuse prin indicatoare rutiere, dar și unor autovehicule cu masa de peste 3,5 tone care au parcat în mai multe zone din oraș, deși acest lucru este interzis. Spre exemplu, un bărbat care a parcat pe strada Măcin cu o auto utilitară cu semiremorc a fost sancționat cu 2.500 de lei. Un alt bărbat care a circulat cu tirul pe bulevardul Regele Ferdinand fără avea o autorizație în acest sens, în zonă fiind și indicatoare care interzic circulația pe acest sector de drum, a fost sancționat cu o amendă de 1.485 de lei. Astfel de situații au mai fost întâlnite în zone precum General Ion Ragalina, Ștefan Lucian, Uranus, George Popovici, Eroilor de la Tisa, 16 decembrie 1989, Ice Brătianu, Oituz, Circumvalanțiunii, Tachionescu. Poliția locală Timișoara atrage atenția conducătorilor auto să respecte indicatoarele rutiere pentru a evita sancționarea cu amenzi drastice, verificările pe aceste linii fiind efectuate zilnic.